Bună dimineața și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață mai răcoroasă, parcă nu mai e așa cald sau nu știu, știți cum e, cred că vrem să ne convingem singuri că până la urmă vremea se mai răcorește. Vremea doar, că noi nu ne mai răcorim, cred. Cred că rămânem așa înfierbântați. Așteptăm, dar nu știm ce așteptăm. Parcă fiecare zi e plină de o doză de greutate, așa, parcă vine din cer, nu știu de unde vine. Cert este că la Deva, în această dimineață, durduie. Pe o parte, dacă vă uitați pe geam, o parte a Devei să văd nori. Eu tot sper că până la urmă... Bună dimineața, Rosi, stați un pic, că nu-ți durduie. Cum se numește? Duduie, nu durduie, acum la noi la Sâmbești se zice durduie, dacă la voi la Deva se zice duduie, duduie. Duduie la frig, durduie. Am înțeles. Rosi e alături de noi în această dimineață, ca în fiecare dimineață de altfel, și el așteaptă ploaia. Cu toții sperăm că astăzi va ploua. Așa spune pe telefon că va începe să plouă. Mă, nu știu dacă începe să plouă sau nu. Dar cu siguranță noi astăzi vorbim despre apă, pentru că așa cum am făcut promovare de ieri alături de mine, în această dimineață, domnul Fabio Schiseli, directorul societății Activitatea Goscomesa Orăștie. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum stăm cu apa? Să sperăm că va ploua totuși. Cum stăm cu apa? Noi stăm bine, adică, mă rog... Perioada asta de caniculă am traversat-o în ceea ce privește sursele de apă, am fost în regulă. Problema care apare este la partea de distribuție, pentru că în această perioadă cresc consumurile. Toată lumea vrea să-și ude grădina, adică chiar și-o ude, să folosească apa în diverse scopuri, să-și umple piscine. Lucrul ăsta ne bucură din punct de vedere al activității Goscom, pentru că nu, asta până la urmă înseamnă venituri suplimentare, dar așa din punct de vedere al prezervării surselor de apă, nu știu dacă e neapărat regulă, dar până la urmă trebuie să existe un echilibru în toată povestea asta. Le recomand, dacă tot plouă, oamenilor să colecteze această apă de ploaie, care poate fi folosită cu mare succes în activitățile, hai să zicem, agricole, sau hai să zicem agricole totuși, activitățile gospodărești în primul rând. Asta rezolva multe probleme, inclusiv financiare ale lor. Dar, mă rog, asta e o chestiune care urmează să fie cumva discutat mai amplu în societatea românească. Eu mă tot întreb de ceva vreme și m-am tot gândit, de-abia m-am apucat să ne întâlnim, pentru că sunt foarte convinsă că sunteți printre puținii oameni pe care eu îi cunosc și ar putea să-mi răspundă la o întrebare care mă macină de ceva timp. Pe vremea comunistă, România beneficia de un sistem de irigații foarte bine pus la punct. Au trecut 34 de ani de la Revoluție, dacă nu greșesc. O mare parte din acel sistem de irigații a dispărut. A fost vândut fer vechi. Canalele s-au colmatat, acele nu mai pot fi folosite. Bun, ok. Între timp, asistăm în fiecare zi la știri care ne spun că clima se schimbă, temperaturile sunt în creștere, planeta se încălzește, așa mai departe. Dacă noi
nivelul râurilor, lacurilor au scăzut, resursa, apa din ce în ce mai puțină. Dacă noi am fi păstrat acel sistem de irigații, să spunem, am fi putut să-l folosim cu apa pe care noi o mai avem astăzi pe teritoriul României, pentru că e clar, cantitatea de apă din 2024 față de 1989 e poate la jumătate sau chiar mai mică din câte am căutat eu pe Google probleme, bă. Am fi putut folosi acel sistem de irigații? Îmi puneți o întrebare la care nu chiar știu să rămân nefiind în materia respectivă. Cel mult pot să-mi dau cu părerea vis-a-vis de acest subiect. Mă, bun, acum, dispariția sistemelor de irigație s-a legat cumva de reconstituirea proprietăților. Au fost foarte ocupați multă vreme în a reconstitui proprietățile care au fost naționalizate sau, mă rog, intrate în forme de cooperativizare și lucruri de maniera asta. Acum, într-adevăr, în acea perioadă, anii, vorbim de anii 90, chiar 2000, în care nu a existat un interes major pentru o agricultură intensivă, lucrurile au degenerat. Am văzut în ultima perioadă, cel puțin de 10 ani încoace, o preocupare intensă pentru a repune în funcțiune marile exploatații agricole și implicit sistemele de irigații, ceea ce e un lucru îmbucurător. Acum, în ceea ce privește sursele de apă, într-adevăr, sursele de apă sunt în diminuare. Nu înseamnă că folosite sau exploatate cu chibzuință nu ar aduce la un rezultat pe care ne dorim cu toții. Până la urmă avem nevoie de agricultură și acum avem nevoie de apă, avem nevoie de hrană, avem nevoie de mulțumesc, Rosi. De o agricultură până la urmă bine pusă la punct, pentru că până la urmă după industrie este a doua sursă economică a țării. Aici vroiam să ajung. Rosi îmi pune, ne-a pus niște imagini destul de grăitoare în ce privește agricultura și irigațiile. Ideea e alta. Mereu auzim, a fost furat, a fost distrus, nu mai avem, dacă am fi avut. Eu vreau să înțelegem cu toții că și dacă le-am fi avut, probabil nu le-am fi putut folosi pentru că nu erau performante, dragii mei. Chiar dacă am fi păstrat acel sistem de irigații care existau pe teritoriul României, ne place să credem că am fi avut, nu cred că le-am fi putut folosi. Și de ce spun asta? Invitatul meu a fost în luna mai la Brașov. Nu s-a gândit să meargă în vizită sau în concediu, a fost la o conferință. Ați avut și zile de relaș, e frumos Brașov. Nu neapărat de relaș în acea perioadă. Așa. A fost o perioadă foarte intensă din punct de vedere al comunicărilor și al ce s-a întâmplat acolo. S-a discutat mult despre climate change, adică schimbări climatice, o chestiune care se discută din ce în ce mai serios, la care noi, operatorii de apă, trebuie cumva să ne adaptăm și să identificăm pe proiectele care le derulăm în continuare pentru a, a folosi sau a exploata surse de apă stabile și, constante în debit. Este o preocupare la nivel mondial, după cum bine ați văzut și în România, pe perioada asta de secetă, a existat localități și chiar zone întregi în care s-a furnizat apa cu program. Încă n-am ajuns la asemenea chestiune. Au niște probleme, să zicem, pe partea de rețelistică, datorită consumurilor foarte mari. Zonele înalte,
unde e nevoie sau unde apa ajunge mai greu. Mai greu. Trebuie împinsă, că nu vine de la exact. Sine. Să înțelegem. Am fost mai deficitar în furnizare, dar până la urmă am fost alături de cetățeni, mă rog, am luat toate măsurile necesare ca acest lucru, măcar pe o perioadă determinată, să fie cumva evitat. Tot citim, nu întâmplător am adus în discuție această poveste, pentru că eu ca întotdeauna am întrebări numai de mine înțelese. Deci, am citit din materialele primite de la domnul director despre Asociația Română a Apei, întâlnirea de la Brașov, și ce formul apelor dunărene, inovații în sectorul apei pentru o nouă realitate climatică. Asta vreau să înțelegem. Noi cei care dăm drumul la robinet de fiecare dată și punem detergentul pe burețel, lăsăm apa să curgă. Ține de obicei să dăm o mână la robinet, un cot, noi femeile când spălăm vasele, să oprim apa până ne zoim farfuriile, sau la duș să nu uităm să oprim apa până ne dușăm, cel puțin în perioada de caniculă. Pentru că dușurile sunt mai, e clar că dușurile sunt mai dese, ne răcorim de multe ori făcând duș, nu neapărat ne spălăm așa cum o facem pe timpul iernii de nevoie, dar vara folosim apa cu alt scop de multe ori. Și eu realizez asta, că orice s-ar întâmpla, fuga la duș. În loc de două dușuri pe zi, poate ne întindem la patru sau cinci dușuri. Ar trebui doar să ne creăm un obicei, spun eu, cred eu. Și dacă greșesc, până la urmă pot fi contrazisă și de telespectatori care deja ne scriu mesaje. Adrian Mureșan ne spune: bună dimineața, o zi minunată vă doresc. Și Adrian Bulea se uită la noi: ceau, Adi, el e cu planetara, cu computerul. Bună dimineața, Ioana, bună dimineața, Fabi. Vă salut, Adi. Au fost invitați la Brașov, ceea ce spune, și vreau să vedem, în 29-30 mai la Brașov, în premieră. De ce în premieră în România? S-au reunit reprezentanți de seamă ai Asociației Internaționale a Apei. De ce în premieră? De ce până acum n-au venit în România? Cine sunt ei și de ce dintr-o dată a devenit apa României atât de importantă? Da, întrebarea asta sună destul de conspiraționistă așa. Da. Păi, pentru că această ediție a Forumului așa. Dunărean a avut loc în România. De-aia e prima dată în România. Nu cred că are o legătură, că vai de mine, n-au fost noi băgați în seamă. Până. Au fost băgați ca orice fel de altă țară care are o problemă. N-a descoperit ei dintr-o dată că... Corect. Bine, până la urmă a fost o participare mai consistentă din partea de sud a Balcanilor, unde chiar există probleme de genul ăsta de schimbări climatice. Mă refer la Albania, Macedonia, Serbia. A fost o participare mai consistentă, mai puțin adevărat că au participat din Ungaria. Adică toate țările riverane Dunării. A fost un forum 10. Organizat. Da. A fost un forum organizat de către Ministerul Finanțe al Austriei, mă rog, finanțat de, până la urmă, de ei. A fost o întâlnire, cum să zic eu, foarte interactivă. Existau multe module în care s-au discutat pe fiecare aspect în parte. Ce ne-a interesat pe noi, România fiind o țară totuși cu un potențial hidrografic destul de consistent, ne-a interesat programele prin care această poveste cu schimbările climatice pot fi accesate și pot fi implementate la nivel de România. De asemenea, cumva am căutat căi și mijloace prin care să ne aliniem la ceea ce se întâmplă pe plan mondial în acest domeniu. Și bineînțeles, schimburi de opinii, schimburi de idei în ceea ce privește abordarea acestui subiect
Și nu numai acest subiect, am discutat foarte mult și despre partea de operare, despre organizarea operatorilor în diverse țări, despre felul în care unele țări își optimizează această chestiune numită industria apei. Pentru că, până la urmă, vreau să vă spun că e o industrie destul de importantă. Și aducătoare de, cum să zic eu, multe beneficii, inclusiv sociale, ca să nu mai vorbim de alt subiect. Important este că s-a văzut o preocupare la nivel, la nivelul regiunii de data asta, în activitatea asta de conștientizare, de comunicare, de, cum să zic, de impact social pe care schimbările climatice îl aduc. Și ca atare, a fost un binevenit exercițiu de, cum să zic eu, de interacțiune cu alte entități care se ocupă de acest domeniu. O să intrăm în mai adânc în subiect, pentru că mai am astea 50 de minute, am o căruță de întrebări pe care vreau să mi le rămuresc, dar am un filmuleț din arhiva proprie pe care n-am crezut că îl folosesc, că o să-l folosesc vreodată. Apropo de o campanie de conștientizare, dragii mei, hunedoreni și nu numai, prin intermediul Facebook-ului și YouTube-ului ajungem cât mai departe de casă, dar vreau să vedem un filmuleț foarte scurt, cred că vreo 30 de secunde, despre Dunăre și pe urmă continuăm discuția. Rosi, te rog, pune filmulețul și noi putem povesti. Pădurea Neagră. Pădurea Neagră, Germania, una din cele 10 țări, dragii mei, de aici izvorește Dunărea. Asta este Dunărea. Dunărea pe care noi o vedem pe teritoriul României pleacă de aici, din acest locșor, e doar un pârâu. E foarte interesant locul de unde izvorăște. Ea are 10 țări și 2858, mai exact 2850 de kilometri, ajunge pe teritoriul României într-o cantitate de apă foarte mare, ca să înțelegem de ce e importantă România. Ea se varsă în Marea Neagră, tot la noi, aici acasă la noi în România, poate ne aducem aminte. Deci, de la un pârâu, acolo nu putem, dacă vezi un pârâu și n-ai fi văzut acea, eu când am ajuns acolo, nici n-am realizat că de fapt sunt la izvorul Dunării, știind cum arată Dunărea la mine acasă. Acum, cât de conștienți ar trebui să fim pentru bogăția noi românii, că o luăm așa și pe urmă ajungem la județul Hunedoara și pe urmă la Orăștie. Cât de conștienți ar trebui să devenim că din acea două, trei găleți de apă pe care le iei de acolo, de la izvor, ajungi al doilea fluviu din Europa, cam rime, că Dunărea după Volga, dacă nu greșesc, că dacă greșesc mă puteți corecta, sunt convinsă că dumneavoastră sunteți o enciclopedie din punctul ăsta de vedere și nu doar, că e foarte greu. Dar Dunărea e al doilea, ajunge la noi acasă în România într-o cantitate, ar trebui, e ca un dar de la natură, să spunem așa. Atâta timp cât Dunărea ajunge aici, mâncăm, e sursă de mâncare, România nu are cum să facă foame de atâta timp cât curge apa pe Dunăre. Ah, bun, ok, de acord. Păi da, dar problema este să o iei din Dunăre, să o pui în agricultură. Și aici vreau. Pe de altă parte, toate cursurile de apă arată în felul ăsta la izvoare. Adică, na, până la urmă, izvorăți de undeva cursurile astea de apă. Bine, ne vorbim de bazinul hidrografic al Dunării, care implică un complex de râuri și de
pâraie până la urmă care se adună toate în cursul major al Dunării. De aia se numește bazinul major al Dunării, bazinul hidrografic al Dunării, care într-adevăr implică 10 țări, nu știu câte capitale și așa mai departe. Ok, problema este, are impact asupra noastră și vă și spun cum. În momentul în care noi am aderat la Uniunea Europeană, prin tratatul de aderare, s-au niște conformări pe mediu. Și acele conformări pe în ceea ce privește impactul asupra mediului au la bază niște măsurători. Și anume, poluarea cu nutrienți. Poluarea cu nutrienți înseamnă cam ceea ce deversăm noi prin sistemul de canalizare, care în timp se degradă, sau mă rog, se transformă din punct de vedere chimic și devin niște substanțe consumatoare de oxigen, care până la urmă fac altceva decât să afecteze cursurile de apă, adică, mă rog, cresc alge, care, mă rog, e o poveste mai complicată, adică nu mai complicată, dar nu e face obiectul. Important este să înțelegem că există un impact asupra cursurilor de apă. Și undeva prin anii 70, celebrul Jacques Cousteau la vremea respectivă a avut niște măsurători în Delta Dunării cu privire la poluarea sau la nivelul de nutrienți din apă. Și într-adevăr, nivelul era destul de ridicat acolo, mai există o dezbatere vis-a-vis de acuratețea măsurătorilor de, mă rog, de proveniență și de lucruri de genul ăsta. Acum, să nu uităm că în perioada aia făceam agricultură intensivă, cu îngrășăminte, corect, cu nutrienți, cu azotul ăla alb pe care îl știm deci toate cu toții. Erau alte condiții exact. De impact. Bine, dar până la urmă a fost un studiu destul de elaborat la vremea respectivă. Și pe acele măsurători, România a fost considerată ca întreg teritoriul național, ca zonă sensibilă. Aici au apărut și chestiunile de conformare cu privire la tratarea apelor uzate. În general, societatea se tenta să tratăm cu oarecare superficialitate acest aspect, dar este destul de important, pentru că, într-adevăr, afectarea cursurilor de apă are ca impact, până la urmă, conservarea surselor de apă. De aceea, în nou regulament, au apărut foarte multe chestiuni legate, adică s-a ridicat cumva nivelul de protecție mult. Asta înseamnă pentru operatori și nu numai pentru comunități, înseamnă niște eforturi în vederea conformării la aceste cerințe destul de substanțiale. Noi încă n-am depășit prima etapă, să zic, adică aceea de la tratatul de aderare în care trebuia să conformăm 10.000 de locuitori până în 2018 și peste 2.000 de locuitori până în 2024. Sunt comunități care cumva sunt în perioada aceasta de tranziție. Nu se pune problema la Orăștie, nu se pune problema chiar în județul Hunedoara, adică n-am cunoștință să există asemenea probleme, dar totuși trebuie să ne gândim spre viitor, ce avem de făcut în viitor. Pentru că, cu toate că sursele de apă, cum povesteam adineaur, că sursele de apă în județul Hunedoara sunt consistente, asta nu înseamnă că ele sunt inepuizabile sau, cum să zic, nealterabil. Deci, preocuparea noastră trebuie să se direcționeze pe acest domeniu, pe prezervarea surselor de apă și conservarea lor și lucruri de maniera asta. Pe înțelesul nostru, e foarte greu. Să știți că eu am... E foarte greu. Pe înțelesul nostru a românilor, dragii mei, Dunărea pleacă din două gălezi de apă, ajunge dita mai fluviu al doilea ca mărime din Europa, pentru că în el se varsă foarte multe râuri și pârâuri. Acum, și județul Hunedoara donează sau, cum se zice, livrează apă Dunării. Că-l poluăm, că se mai poate curăța.
cu bani, adevărat, dar să spunem că cerem celor de la guvern, curățați apa. Chiar județul Hunedoara are o particularitate, are trei bazine, stăm pe trei bazine, pe Jiu, pe Mureș și pe Crișu. Mulțumesc! Ideea e acele pâriașele alea din munte pe care Rosi mi le-a filmat, mi le-a capturat și mi le-a dus aici și ce vreau să înțeleagă cei de acasă, acele pârâie pe care noi le blocăm de câte ori avem chef că cineva și-a făcut cabană și își face o piscină mișto undeva într-o regiune. Oprește, dragii mei, sursa de apă să ajungă acolo unde e locul, că până la urmă Dunărea nu e doar a noastră, e a tuturor, nu e, și vorbim de acele pârâie din retezat care vine cât un investitor deștept și o folosește așa cum vrea el. Asta e ideea până la urmă, să înțelegem că apa care curge pe la noi, pe la poartă, dragii mei, acele pârâie de pâriașe de care vă bucurați în fiecare comună, în fiecare colț din grădina Maicii Domnului, merge acolo în Dunăre și Dunărea până la urmă e probabil cea mai mare resursă de apă, de viață, pentru noi, pentru că atâta timp cât ea își va face treaba și noi nu o deranjăm, cu siguranță nici ea nu ne va deranja, să mai supără ea pe noi și așa câteodată mai iasă și mai strică deci, lucrurile. Ideea de a avea un fluviu înseamnă foarte multe aspecte. Odată un potențial hidroenergetic, exact, care noi l-am valorificat și mai este potențial de valorificare. Al doilea, este o sursă de comunicare, adică este un mijloc de comunicare, de transport. Deci este foarte important. De asemenea, sursă de apă. Când ne gândim la beneficiile pe care le-a poate aduce. Mulțumesc, Rosi. Da. Da, deci sunt foarte multe chestiuni. Totdeauna gurile Dunării au fost subiect de dispută în istorie. Corect. La un moment dat era sub administrare internațională, deci sunt niște lucruri care până la urmă sunt importante și este o resursă pe care putem și trebuie să o valorificăm la adevăratul potențial. Bogată țara noastră, frumoase imagini, Rosi, mulțumesc încă o dată. Deci ceea ce vedeți în imagini, dragii mei, ajunge în Dunăre. Asta înseamnă apa Dunării. Acum, cum am spus, că o poluăm, o curăță guvernul, că toare altă treabă n-are. Dar, sau pe bani europeni, că de-aia sunt băieții deștepți care vin și fac curățenie. Ideea e, noi, ca cetățeni de rând, să înțelegem cu fiecare dintre noi că fiecare picur de apă care trece pe lângă noi merită salvat, pentru că până la urmă să ne salvăm pe noi, pentru că avem nevoie de apă, cred. Eu personal cred și am fost convinsă de invitatul meu din emisiunile anterioare că cea mai importantă resursă a planetei la momentul ăsta e apa. Dacă apa s-ar termina, probabil ar dispărea cu certitudine viața. Cred, păi, cred. Sursa vieții este apa. Este apa. Acolo s-a întâmplat și explorările pe Marte sunt în direcția asta de a găsi urme de apă și lucruri de genul ăsta. Ok. Până la urmă, cum să vă zic, e o chestie de responsabilitate și până planetară, regională, națională și locală. Deci trebuie să privim această problemă cu resursele de apă cu maximă seriozitate și eu sunt super convins că generațiile următoare o vor face, dar depinde și de noi foarte mult să conștientizăm și să avem, de aceea avem și programele acestea cu copii, cu școlile, în primul rând, de a cumva a face această activitate de conștientizare mai eficientă și mult mai țintită către generația următoare. Campania de conștientizare pornită, spun eu, un pic cam prea, părerea mea, sunteți liberi să mă contraziceți, dragii mei, plecată de la copii. Eu cred că prima dată noi ăștia, la vârsta
CNP-ului pe care îl avem în buletin, ăștia la a doua tinerețe, ar trebui să conștientizăm că trebuie să grijim fiecare picătură de apă. Și că, pentru că copiii se pare că sunt mult mai conștienți decât noi. Eu am fost la câteva acțiuni și copiii mi-au dat lecții. Asta e o campanie de conștientizare. Sau eu vreau să cred că reușesc să vă convin pe câțiva dintre dumneavoastră să grijiți fiecare picătură de apă în această perioadă când asistăm la o încălzire a vremii. Mai dau citire câtorva mesaje. O salut pe tanti Maria Hinț. Bună dimineața, o zi răucoroasă să aveți astăzi. Mulțumim încă duduie afară, ca să nu mai zică durduie. Daniela Enea ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Daniela, ne vedem mâine dimineață. Ovidiu Laurențiu Bălan, îl salutăm, e online. Ioan Grosu ne spune bună dimineața. Doamna Adriana Furcă e și ea alături de noi. Manuela Maria Ionescu ne spune bună dimineața și îl văd alături de noi și pe Claudiu Achim, îl salutăm. Cu siguranță știi, ei sunt oameni care grijesc apa. Știm de ce spunem asta. Te salutăm pe Claud și poate că ne spune odată și odată cum se fac ce economie la pompieri. Că el știe să ne explice și asta. Dacă ei fac economie, unde e cazul să facem economie și unde nu. Sunt o chestiune de sport foarte importantă. Deci, pe zonele afectate de secetă, în momentul în care este declarată o zonă oarecare, atunci intervin situațiile de urgență. Sunt singurii care dețin capacități de transport al apei potabile în conformitate cu normele sanitare. Și asta este un lucru bun până la urmă. Bun, misiunea noastră a operatorilor este alta. Misiunea principală este de a întinde rețelele de apă să ajungă până în ultimul cotlon, adică în ultimul cătun, ultima casă, evident, dintr-un vârf de ideal. Este mai greu de mers pe asta, până la urmă, costurile unei asemenea de mers pot să aibă un impact foarte mare asupra celorlalți, dar în principiu și mai ales pe configurația județului Hunedoara este destul de complicat. Dar, acum dacă ne uităm un pic pe statistici, județul Hunedoara chiar stă bine la gradul de conectare la apă uzată și apă potabilă. Asta și din cauza că județul este un județ urbanizat și ca atare aglomerările de acest fel sunt mai ușor de alimentat și mai ușor de distribuit apa la utilizatori. Într-adevăr, ne interesează foarte mult zona rurală. Deja proiectele pe perioada următoare se calează pe acest deziderat. Dar totodată, în contextul acesta al schimbărilor climatice și al protejării mediului, se pune problema a epurării eficiente, a curățirii apelor uzate de acești nutrienți sau poluanți până la urmă. Și părerea mea este că în perioada următoare acțiunea guvernamentală și acțiunea politicilor publice ar trebui să caleze în această direcție, pentru că noi am beneficiat de-a lungul timpului de finanțări consistente de la Uniunea Europeană pe anumite etape. Dacă etapele alea s-au întâmplat sau nu, asta e o altă poveste. Dar noi, ca țară, ar trebui să ne gândim, să ne gestionăm această resursă și, până la urmă, această industrie într-un fel eficient, care, până la urmă, să fie aducătoare de beneficii, nu de o povară în plus. De aceea, inclusiv noi, la activitatea Goscom, avem anumite programe de investiții sau anumite investiții în care vizăm tocmai această reducere a pierderilor, care este o obligație până la urmă a operatorilor de apă, de a reduce cât se poate de mult pierderile. Asta înseamnă, până la urmă, retehnologizare, înseamnă schimbare de rețele, permanentă schimbare de rețele, asta înseamnă, până la urmă, optimizarea a distribuției de apă.
poate să însemne chiar și digitalizare la un moment dat, adică să poți urmări în timp real ce se întâmplă în... cu apa, unde se pierde, se deci, întreagă, am fost să vedem sunt imagini. Sunt niște măsuri care trebuie să le avem în vedere și pentru care cumva ne angrenăm promovăm proiecte, le pregătim, durează o perioadă oarecare pentru că proiectele în direcția să nu sunt chiar așa ușor de întocmit și de promovat până la urmă. Beneficiem de suportul unităților administrative teritoriale, mai este o componentă, reducerea amprentei de carbon, iar e o chestiune esențială care se pune în ce în ce mai tare și în direcția asta avem preocupări, să reducem cât se poate de mult, atenție, reducerea amprentei de carbon per metru cub de apă uzată. E foarte important aspectul ăsta. Sunt deja reglementări europene care vin în direcția asta. Deci, sunt foarte multe componente pe care trebuie să le avem în vedere. Deci, a furniza apă și a prelua apă uzată nu înseamnă doar, cum să zic eu, doar activitatea principală. Sunt multe alte componente care trebuie să le avem în vedere în acest domeniu. Am urmărit un interviu cu dumneavoastră la Brașov, ați dat un interviu la un moment dat unei domnișoare. Spuneați acolo că sunteți cel mai mic în interviu, prezent la Brașov, cel mai mic operator de apă și canal. Da. Prezent la acea... Operator experiment. Da. Nu cred că e un operator experiment. Viitorul, să spunem așa, deci e doar o discuție. Acolo da. Ați fost alături de oameni care, am citit la nivel internațional, cel mai mic operator. Cum vă vedeți în viitor, să spunem așa? Nu, în anii imediat următori. Acum trebuie să înțelegeți că la nivel național și la nivel Uniunii Europeană și nu numai la nivel, asta au fost unul dintre subiectele care le-am discutat, am discutat despre regionalizare și exact. Despre avea niște operatori puternici la nivel național și chiar la nivel regional, în așa fel încât să promoveze prin surse proprii programe de investiții despre care vă povesteam adineaori. Într-adevăr, aici există un, cum să zic eu, un balans permanent între ce înseamnă politici publice, ce înseamnă reglementarea tarifului, ce înseamnă programe de investiții, ce înseamnă soliditatea operatorului. Chiar citam undeva că cel mai puternic operator din Marea Britanie, undeva într-o zonă de asta de jenă financiară, chiar spre insolvență, ceea ce e o problemă. De aceea lucrurile astea trebuie privite cu foarte mare atenție și trebuie gândit pe viitor ce avem de făcut în acest domeniu. Până la urmă, operatorii de apă și canal sunt o sursă de venit la bugetele locale, respectiv național, dar în același timp sunt și cei care promovează investiții și care implementează investiții. Noi trebuie să gândim în termenii ăștia. Noi până acum am gândit-o la nivel de UAT-uri. Ori o primărie, un consiliu local, activitatea lor principală nu este apă și canal. Și deja lucrurile au intrat într-o zonă de specializare și nivel de tehnologie la care n-ai cum să ții pasul tu fiind la o primărie sau ce-o fi. Din acest motiv trebuie să existe o dialectică și o justificare a acțiunii, acțiunii coezive de data asta, între cei doi actori importanți, adică partea publică și partea, să zicem, de business, care tot publică e, în așa fel încât rezultanta să fie pozitivă pentru utilizatori. Până acum, bătăliile și, mă rog, politicile în general erau orientate spre să reducem tariful și așa mai departe. În momentul în care au apărut greutățile impuse de Uniunea Europeană, adică greutățile impuse, mult spus lucrul ăsta,
au apărut partea noastră de responsabilitate vis-a-vis de un anumit tip de finanțare, lucrurile un pic au intrat pe alt făgaș. Și paradoxal acest lucru a ajutat, pentru că în acest fel am reușit să consolidăm niște operatori care au devenit actori importanți în industrie și care au promovat proiecte consistente și solide. La părerea mea că nu este destul. Lucrurile trebuie duse în alte zone și de data asta ar trebui să fie o implicare din partea statului la modul în care noi am fost obișnuiți. Și ar trebui să existe un organism coordonator care să coordoneze toată această industrie, pentru că noi, până la urmă, avem o pleiadă de ministere și de autorități la cărora le răspunde sau de care, într-un mod, într-o formă sau alta, sau într-un grad sau altul, suntem legați. Ca atare, s-a discutat și aspectul ăsta, bine, asta a fost o discuție de-a noastră românească, că ar trebui să existe un asemenea organism. El există într-o formă destul de anemică, să zic așa, adică există un secretariat, un secretar de stat pe lângă primul ministru, care are acest comitet de monitorizare și de, cum să zic, cumva de coordonare a finanțărilor în ceea ce privește investițiile pe apă și apă uzată. Părerea mea că nu este destul, pentru că nu are autoritatea necesară să discute cu un minister de linie, cum ar fi Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Mediului sau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Deci e nevoie de un organism de genul ăsta care să gestioneze toată povestea asta cu apa și apa uzată la nivel național și care, până la urmă, să genereze politici publice care să fie, în primul rând, în interesul cetățeanului și a reuși să punem această industrie acolo unde este loc. Acesta a fost un capitol care s-a discutat destul de serios și cu oameni de chiar și cei pe care i-ați menționat adineaori au ridicat această problemă, că ar trebui să existe un asemenea organism. Mergem, în fiecare zi ne dorim să plecăm în concediu. Toți visăm în fiecare zi să mergem în concediu. Sau ne amintim cu plăcere de concediu care tocmai a trecut. Și ne amintim, nu neapărat cu plăcere de concediu care a trecut, pentru că de multe ori ajungem în zone... în zone superbe, frumoase, de liniște și ne dorim să avem condiții ca la oraș. Discutăm mereu în toate emisiunile operatorii de salubritate, apă, canal uzată și cea care curge la robinet. Ne supărăm, de ce trebuie să plătim, a început să plouă, avem o veste bună, breaking news la dale dimineții, plouă la Deva. Apa care ajunge în canalizare trebuie curățată, exact ce vorbeam, trebuie să ajungă din nou o apă curată, potabilă. Dar ne uităm doar la zonele intens populate. Nu dăm importanță, cred eu, suficient de mare, noi, cetățenii satelor, comunelor care sunt împrăștiate pe munți. Dar puse una peste alta, am încercat eu să fac un calcul cât e populație urbană, cât e populație autourbană, așa, ca să înțelegem în afară, și ei sunt mai mulți. Problema e că dacă cumva în zonele intens populate, orașe, municipii, bla bla bla, avem cât de cât condiții de curățare a apei uzate, în zonele de munte, unde ne dorim să mergem în concedii și să avem acele condiții ca la bloc, nu există, dragii mei, și nu punem problema așa cum ar trebui, spun eu. Eu sper că peste vreo 2 ani, cel puțin, că n-avem cum peste noapte, nenea ăla Ilie din vârful dealului nu va avea canalizare.
Dar eu mi-aș dori ca Nea Ilie să poată veni la oraș, să bată la ușa unui birou, egal la cine consideră ei să deschidă, să-i spună: Nea Ilie, fosa ma tale nu-i mai bună, trebuie să-ți cumperi alta, e scumpă. Toată lumea spune. Probabil că cei care au venit din străinătate la Brașov, ăștia internaționali, au trecut prin asta. Și am putea să-i întrebăm. Pentru că în câțiva ani de zile ne-am găsit, și nu vreau să vorbesc prostii, Uniunea Europeană o să ne oblige să folosim acele fose ecologice. Păi noi deja suntem obligați. Obligați. Adică... Suntem obligați să tratăm apa uzată, așa, indiferent de care formă, să o colectăm și să o tratăm. Vă dau exemplu Greciei, unde într-adevăr sistemele individuale autonome sunt de o largă răspândire. N-au foarte multe rețele de canalizare, dar au sistemele acestea de colectare și de... Da. Ceea ce nu e un lucru rău, chiar un lucru bun. Acum, nu știu cât sunt ele de viabile și aplicabile pentru diverse zone. Că, într-adevăr, într-o zonă de munte unde este mai greu de făcut o rețea de canalizare viabilă și funcțională, atunci mai bine folosești astfel de sisteme care îți rezolvă problema pe o zonă limitată. Ele sunt și mai ieftine din punct de vedere al exploatării, au anumite caracteristici, dar, din nou, asta face obiectul unei analize a unor oameni care se pricep la lucrul ăsta. Unde găsim acei oameni în ziua de astăzi? Păi mai găsim. Unde? Da. Adevăr că și asta este o problemă la nivel unde? De țară. Unde? Părinții mei locuiesc la țară. Unde? Unde îi găsiți pe specialiști? Da, care să-mi explice. Nu prea mai găsiți, pentru că școlile, sau cum să zic, domeniul nu este foarte atractiv. Și ca atare, școlile superioare, vorbim de pregătirea superioară, e o problemă. Și am tot discutat lucrul ăsta și încercăm diverse variante, adică să cumva să promovăm ideea asta de specialiști în hidrotehnică, exact, în instalații, în lucruri de genul ăsta, dar până la urmă zic că va fi o complet. Acum, și la nivel de Asociația Română a Apei există un comitet tehnico-științific care are această preocupare, mai ales de când președintele a devenit un, cum să zic, vine din zona academică, un profesor bine pregătit în materia asta și are ceva proiecte serioase la activ. Eu cred că ne putem îndrepta spre un rezultat pozitiv, dar aici sunt mai mulți actori care trebuie să participe la acest demers. Mă refer la Ministerul Învățământului, la școli, mai multe chestii. Nu, dar este o preocupare pentru noi. În a avea specialiști, asta e o veste bună. Pentru că până la urmă și la operatori se simte lipsa asta de specialiști. Adică tehnologia avansează, trebuie să ai oameni pregătiți și adaptați la ceea ce se întâmplă, ori nu totdeauna lucrurile merg ușor. Nea Ilie de la țară nu are cui. Eu am căutat. Eu personal am căutat. În fiecare campanie electorală îi auzim pe primarii comunelor și am spus-o în 2020, există dovezi, am spus-o și în 2024 la locale, o să o vorbim și în 2028. Ce-și doresc oamenii? Apă și canal până la urmă. Partea asta cu campania electorală, ți-aduc apa la poartă și s-a întâmplat, nu știu dacă a fost neapărat o faptă foarte bună pentru viitorul nostru, pentru că aducând apa la țară, oamenii au vite, au ceea ce e un lucru foarte bun, nu mă înțelegeți greșit, dar nu i-a învățat nimeni ce să facă cu apa uzată. Acea apă pe care o folosim în gospodărie, cu care spălăm la vite, la găini, așa, toată apa aceea merge în pânza freatică, care nu mai e de calitate și nu mai poate fi băută și nici nu poate fi curățată prea ușor, pentru că ea este sub pământ. Și care acolo, tot resursă de apă este. Resursă de apă este. Și care la rândul important. Trebuie conservată și protejată. Deci, într-adevăr, sunt niște activități umane de impact, nu neapărat operarea de apă și apă uzată, care au o influență serioasă asupra
resurselor de apă. Așa că campania de conștientizare eu cred că ar trebui să înceapă de la vârsta 30 plus. Ok, da, e adevărat. Dar de la vârsta 30 plus ocupă organismele statului care, cum să zic, până la urmă nu fac altceva decât să implementeze și să vegheze la respectarea legii. De ce mai spui lui Nea Ilie că fosa lui nu mai e bună? Nea Ilie a făcut aia toată viața lui, are 70 de ani. Cum să-i explici lui Nea Ilie, Nea Ilie, apa matale infectează apa de la Orăștie? Dacă omul la 70 de ani, dacă te duci la el și explici, Nelie, nu pot să-ți fac analizare, că n-am bani, oricât aș vrea, nu pot să vin la Matalia, ci la comuna bătrână. Nu, dar nu, o secundă, aici e o discuție. Așa? Și fosele septice au un anumit... au anumite specificații de exact. Conformare, să le zic. Exact. Ele trebuie să fie tanșe, cu așa. Eventual cu aerare primară... Așa. Sunt niște lucruri. Chiar se finanțează un astfel de tip de... Ați văzut? Bun, pe anumite componente... Bun, din nou vă spun, ar trebui să ne uităm cu mare atenție spre acest domeniu și să, cum să zic, să promovăm niște investiții chiar locale pentru a rezolva aceste chestiuni. Bun, în momentul în care te duci să te... Vorbim de partea de agricultură. Trebuie să te finanțezi la... finanțatorul de la Uniunea Europeană sau, mă rog, cum fie el, acolo ai niște impuneri. Nu poți să obții finanțări pe anumite activități dacă nu ai și componenta de mediu. Și de regulă toate investițiile de genul ăsta poartă după ele niște studii de impact dacă situația o impune. Deci lucrurile nu sunt chiar lăsate la voia întâmplării. Problema este că trebuie ca organisme sau autoritățile care veghează la respectarea acestor lucruri să-și facă treaba. În mare parte se cam întâmplă lucrul ăsta. Pentru că, de exemplu, avem zone în care funcționează canalizare, avem canalizare și oamenii, oh, domnule, nu lua canal pentru că eu nu deversez în canalizare, ceea ce este de-a dreptul... Pentru că nu permite soluția tehnică. Păi ce soluție tehnică? Păi știi că nu a făcut primarul canalizare, a făcut-o mai sus decât am eu ieșirea de la bucătărie și de la baie. Păi bun, dar primarul nu avea de unde să știe unde ai tu și să coboare cu 3 metri ca să-ți prindă ție canalizarea. Ca atare trebuie să spui o banală pompă care o cumperi de la orice fel de magazin de așa, care îți rezolvă această problemă. Și îți faci o pompare directă. Păi da, mă costă curent. Păi, ok, te costă, dar până la urmă, ce preferi? Să deversezi apa în pârâu sau să faci lucruri de genul ăsta? De-aia spun că sunt foarte multe aspecte care țin de specificul fiecarei localități, fiecarei zone, fiecarei regiuni, fiecarei județ, care trebuie, cum să zic eu, oareși cumva gestionate la acest nivel. Bineînțeles, cu autoritățile de reglementare alături, nu deasupra, nu de alături. Da? Asta e cea mai bună formă de funcționare. În momentul în care funcționează pe bază de parteneriat și în sistem de cooperare pentru realizarea unui obiectiv comun. Iar obiectivul comun este acesta despre care am povestit la început. Înseamnă conservarea surselor de apă, adaptarea la schimbările climatice și nu în ultimul rând, de a ne păstra mediul așa cum ne dorim cu toți, adică curat. Un mediu curat, dragii mei, să ne bucurăm de aceste ape minunate și răcoroase în zilele fierbinți de vară, să avem unde fugi peste 10-15 ani. S-a terminat emisiunea, domnul director, dar înainte, așa, în 30 de secunde, care e pasul următor, activitatea ICOSCOM? Care e planul, așa, cel mai următorul pas? Avem în vedere povestea asta cu fondul de modernizare și anume cu instalarea unei centrale pe panouri fotovoltaice. Asta ne-a reduce, adică deja am face un pas serios pe conformare și nu numai, asta ne-a rezolvat și o anumită problemă economică. Al doilea este de a promova investițiile pe care ni le-am propus la începutul anului trecut, adică să reușim să atingem niște obiective destul de consistente pentru anul ăsta.
și să ne pregătim pentru etapele ulterioare. Și bineînțeles să creștem compania și o să o facem mai solidă și mai consistentă pe piață. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper să ne vedem cât mai curând, să nu mai treacă atât de mult timp până să veniți aici drag. La noi, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV și să povestim, dragii mei, cu un inginer care, dincolo de orice, chiar pricepe și poate să hotărăște să mai crească încă vreo 2-3 minți luminate pe lângă domnia sa. Nu întâmplător am bătut moneda pe asta. Aici ne luăm la revedere. Ne vedem mâine dimineață. Plouă, durduie, duduie, nu-și mai contează. Breaking news la Andeva, plouă. Asta e cea mai bună veste, că Dumnezeu și-a făcut milă de noi și ne răcorește din cer. Acum cât o fi de curată, nu știm, că poate și de sus vine cu coloare. Glumesc. Așa, în spirit de glumă. Mâine dimineață mergem la Hunedoara, dragii mei. Mulțumesc, Rosie! Hunedoara vine la noi. Vasile Enea, instructorul de la ansamblu Hațegheana al municipiului Hunedoara, vine aici la Dale Dimineții. Nu vine singur, vine cu trei prunci. Probabil din cei de la juniori care au fost în Turcia și au adus trofee. Mâine, după masă, are loc un spectacol organizat de ei la Hunedoara. Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, rămâneți alături de noi mâine dimineață la Dale Dimineții să-l vedeți pe instructorul Vasile Enea alături de cei mei frumoși copii ai Hunedoarei, că nu sunt doar ai municipiului, sunt a județului, că trofeul l-a adus pentru noi toți. Până mâine dimineață îl salutăm și pe nenea Pera Bulz, ne vedem mâine după masă cu el la Bața. Până mâine dimineață, când ne revedem aici, la Dale Dimineții, dragii mei, eu vă spun doar un simplu vă iubesc. Și nu uitați, fiți buni, fiți buni cu voi, fiți buni cu cei de lângă voi și așa cum am învățat astăzi, nu uitați, opriți apa, e importantă, e sursa vieții. Vă iubesc!